La momentul terminării facultății, era prin iulie, nu știam exact ce voi fi. Cred că toți absolvenții de facultate se confruntă cu această problemă. După care termină facultatea, nu știu exact în ce drum să o ia. Era un moment dat, chiar eram ezitant între a intra în presă. Și acum mă bucur că facultatea noastră este facultatea de științe politice, științele comunicării, sau urma o altă direcție. Într-adevăr, am avut experiență în familie, mama mea fiind profesoară de istorie. Știu ce înseamnă să fii, știam și la momentul respectiv ce înseamnă să fii profesor, toate provocările unei astfel de meserii, dar nu eram foarte sigură că îmi doresc să fac asta. E o poveste prea lungă pentru a putea fi epuizată într-un timp scurt. Oricum, decizia nu a fost o decizie luată pe moment, a fost o evoluție, a fost o înșiruire de decizii care m-au dus în cele din urmă să predau, să ajung la catedră. Dar am cochetat cu ideea de a preda așa de prin 2000. În 2000 am avut prima ofertă, s-a făcut prima ofertă de a preda la o altă facultate în cadrul Universității din Oradea. Însă la Facultatea de Jurnalism predau de la înființarea acesteia, mai exact, din 2003. Ceea ce consider că este foarte, foarte bine pentru viitorii studenți sau studenții noștri, este posibilitatea de a face practică atât în instituțiile locale, instituțiile publice, cât și în cele centrale. Acum mă refer la studenții de la științe politice. Este o practică. Noi avem contracte de colaborare cu toate aceste instituții pe care chiar ne gândim pe viitor să le extindem, în sensul că încă din timpul facultății studenții noștri să poată să colaboreze cu respectivele instituții, chiar la nivel de voluntariat, dar acesta va fi un pas foarte important pentru viitoarea lor carieră, în sensul că își pot stabili propriile lor contacte cu instituțiile respective și, pe urmă, ar putea fi un pas pentru o viitoare angajare. În ceea ce privește studenții de la jurnalism, de asemenea, este foarte important faptul că pot profesa în redacțiile bihorene. Mulți dintre studenții noștri lucrând deja în aceste redacții. Când mă uit în ochii lor și când realizez că sunt interesat de ceea ce spun. Nu întotdeauna se întâmplă asta. Uneori din vina mea, uneori din vina lor, dar poate este bine așa. Dacă ar fi în permanență o astfel de interacțiune și anume studenții să fie tot timpul, nu vreau să spun fascinați, dar să fie interesat de ceea ce spun, nu am putea evolua. Pentru a evolua avem nevoie de momente de urcuș, avem nevoie de coborâre, trebuie să facem din interacțiune o chestiune dinamică. Și cred că acesta este poate unul dintre lucrurile care mă motivează să duc pe mai departe această misiune. Poate e puțin pretențios spus, dar cred că orice profesor trebuie să se gândească că înainte de toate meseria sa este o misiune. Deci aș vrea să vă sugerez să vă porniți specializarea pe domeniul în care vă regăsiți cel mai mult, pentru că faptul că vă va plăcea ceea ce faceți, eu pot să zic în mare parte, în proporție mare, o garanție că veți face performanță în acel domeniu. Încercați de asemenea să combinați și ceea ce acum se numește lifelong learning, adică să învățați mereu, să vă profesionalizați și teoretic, dar și să acceptați provocările pe care meseria, provocările practice pe care meseria le va aduce. Și să reușim să facem și noi și voi din țara asta o țară cu adevărat mare și sănătoasă și să ieșim din situația în care suntem în acest moment. Mesajul meu pentru viitorii studenți este acela de a
fii cu un pas în fața tuturor. Nu mă jenesc să spun că pot să fie cu un pas chiar în fața profesorilor, pentru că ei sunt cei care vin din societate. Ei au legăturile mult mai firești cu societatea. Pentru că este un proces natural. Ei se zbat în aceste momente să-și găsească locul în societate. Știu care sunt cerințele societății. Știu care sunt oportunitățile lor proprii. Și în funcție de acest lucru se încearcă. Să vină, să solicite, să ne spună ce anume cred ei că este important pentru pregătirea lor. Ce anume din această pregătire le va fi ulterior de folos în meseria pe care vor să o profeseze și în funcție de aceasta se construim împreună tot ceea ce înseamnă o curiculă.